Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Bianca Pop, speriată după ce a fost mușcată de păianjen. A fost nevoită să ia tratament. Vedeta declarații pentru Spinus, Ro. Aflată în Spania, acolo unde locuiește cu iubitul ei, Bianca Pop a avut parte de un moment de panică în urmă cu o lună de zile, atunci când declara pentru Spinus, Ro a fost mușcată de un păianjen în timp ce stătea în curtea casei la soare. Bianca Pop de la insula Iubirii a fost speriată după mușcătura de păianjen. La început aceasta s-a speriat că ar fi putut fi de fapt o mușcătură de șarpe, dar după ce a ajuns la spital, Bruneta a aflat că e vorba despre un păianjen. Nici în această situație lucrurile nu erau mai roz, căci pe corpul fostei ispite de la insula Iubirii au început să apară pete roșii. Acum, aceasta ne-a povestit că a luat tratament timp de șapte zile, mama ei i-a trimis totul din România și susține că nu mai are acele mâncărimi în zona mușcăturii, precum le avea. Ea susține că nu i-au mai apărut nici alte pete între timp, dar susține că în acele zile nu știa cum să mai evite zona pentru a nu se scârpina și pentru a se infecta și mai tare. Mi-a trimis mami ceva medicamente din România, le-am băut șapte zile, era ceva fungic practic, era ca o ciupercă, apăreau niște bubițe. Am terminat tratamentul și acum aștept să treacă vreo 2-3 săptămâni și ar trebui să scap de tot. De apărut nu mi-a apărut nimic, nu mă mai mănâncă pielea. Erau puține 2-3, însă unde le aveai, acolo te mânca foarte rău, te scârpinai, a mai spus Bianca Pop, în exclusivitate pentru Spinus Ro. Ce a trimis o fană pe rețelele de socializare după ce a spus public ce i s-a întâmplat, una dintre admiratoare a speriat-o și mai tare, căci i-a trimis o fotografie în care-i povestea și a prin ce a trecut, tot în urma unei astfel de mușcături de păianejen. Simptomele la tânără erau însă mult mai grave, căci petele i-a pe tot corpul, iar Bianca Pop s-a gândit ca nu cumva să-i se întâmple asta și ei. Din fericire în cazul său, Bianca Pop a reușit în urma tratamentului să scape de acele pete roșii de pe corp, însă nu în totalitate până în acest moment. Mi-a fost teamă, era ciudat, am primit mesaj pe Instagram de la o tipă care mi-a dat fotografii și avea corpul groaznic. Avea efectiv de pe picioare, pe gât, era efectiv plină, m-am speriat groaznic, am zis că sper să nu mă umplu așa. Ea era așa de patru, cinci luni, la ea probabil e ceva și mai rău. Eu am avut doi, trei așa mari și urâte. Atunci când mi-au apărut m-am și speriat. Eu cred că o să-mi treacă, a mai zis fosta ispită de la insula iubirii pentru Spinus Ro.